Persoanele cu dizabilități au calități și capacități care le dau dreptul să fie privite de cei din jur cu normalitate și mai ales să fie integrate în societate. Acesta este mesajul promovat prin proiectul Caravana Casper, care a ajuns și în Drobeta Turnu Severin. Două fete, dintre care o nevăzătoare, au pedalat pe bicicletă tandem pentru a arăta severinenilor că persoanele cu dizabilități pot derula activități absolut obișnuite pentru orice om. Populația, societatea civilă, oficialitățile nu trebuie să considere persoana cu handicap, adică să o vadă în numai să vadă doar handicapul, ci trebuie să o vadă în totalitatea sa. Organizatorii au încercat să pună accentul pe ceea ce o persoană cu dizabilități poate face, de aceea au apelat la un moment simbolic. Au realizat un zid din literele cuvântului dizabilitate și le-au dărâmat apoi pe primele trei. 1, 2, 3 și... Ok. Despre asta a fost vorba. Prin acest program am încercat să integrăm persoane cu dizabilități efectiv în sistemul de piață al muncii. Și acum suntem în faza în care vrem să promovăm la nivel național acest model, încercând să sensibilizăm opinia publică cu privire la capacitatea reală de muncă a persoanelor cu dizabilități. Cu toate că aceste persoane pot derula numeroase activități în aceleași condiții ca și persoanele numite generic normale, angajatorii se feresc să le ofere un loc de muncă. Din păcate, angajatorii... Așa cum știți, avem probleme vis-a-vis de locurile de muncă vacante, dar asta nu înseamnă că sunt împotriva persoanelor cu dizabilități. Anul acesta am reușit să venim și să ajutăm o persoană care era într-o situație disperată și am găsit un loc de muncă pentru dumnealui. Inițiatorii proiectului Caravana Casper s-au împărțit în două echipe la care s-au alăturat doi cicliști nevăzători. Florin Georgescu, cel care a străbătut anul trecut drumul până la Londra pentru a marca începutul Jocurilor Olimpice și Paralimpice, și Arnold Ceaba Butu, care a participat la Jocurile Paralimpice de la Beijing. Fiecare echipă va parcurge câte 1500 de kilometri traseu, care va trece prin 28 de orașe. Scopul comun este demolarea zidului simbolic al dizabilității și eliminarea ideilor preconcepute.